E bine, dacă a zis omul că e bine atunci, nu? Gata? Da. Gata, hai să mergem, hai, hai odată, ridicați pe gata, după asta. Fata lui inginitor, hai, la bagaje cu voi, băi, hai. Deschide ușa. Stai, nu te fii! De ce nu pornește mașina? Nu știu. Cum ai adus-o aici? Am împins. Trece și piciți. Trece tot și piciți imediat. Băi, stai, bă, că nu am deschis. Stai, opri, opri, oprește. Da, că nu am deschis mașina. Deschide-mă ușa! Mai rede ca prostul că faci greșit și tu! Haide, mă, de-aia! Haide! Fabrizio, eu n-am călcat niciodată o merdă. Nu știu de unde carabinierii au aflat locul, ziua și ora transportului, pentru că eu n-am spus nimic nimănui. Totul mergea perfect. Până au apărut carabinierii, care, fără niciun avertisment, au început să tragă în noi. Ce vrei să facă oamenii mei? Să moară ca niște proști? S-au apărat. Și dacă stau să mă gândesc bine, ei au călcat legea omerta și codul onoarei. Pentru că erau plătiți să ne lase, să ne facem treaba. Perché non sei venuto a Don Tito? Perché ti sei nascosto? Fabrizio, Fabrizio, hai să fim serioși. Îl cunoaștem amândoi pe Don Tito. Ce dracu, până apucam eu să scot o vorbă, eram mort de mult. Despre ce vorbim noi? Antonio, perché nu a omorât? Ma parla! Ca să l-o mor eu. Perché, papà? In două motive. Mi-am apărat familia. Și nu cred că Antonio vrea să se afle adevărul. De mult urmărea să mă scoate din schema. Să mă termine. Ce ai, bambin? Ce are? O Tito, Tito!
Fă băiatul lui Don Tito, fă nenorocita dracului ce ești! Copilul meu e în prim meșile de moarte, mă. Și tu umbli, fă. Și tu umbli, fă, firea dracului de... Și Donul? Fă. Donul unde e? Fă. Unde-i Donul? Nu ai auzit, fă nenorocito că e cu Fabrizio. Dacă copilul meu pățește ceva, te omor cu mâna mea, fă. Cu mâna mea te omor, dispar. Dispar dracului de aici, dispar! Mergem sau ce facem? Stai puțin. Credeam că te-am convins. Înțelege-mă și pe mine. Am jurat să nu mai calc în viața mea în casa asta. Bun, intrăm prin spate. În niciun caz. Atunci, hai la hotel. Irina, o să intrăm, să mergem în apartamentul tău, dar o să intrăm pe ușa din față. Nu o să intru în spate ca un laș. Mă bucur că am stabilit atunci. Hai! Stai! Hai să vedem. Hai, fiar. Mai doriți ceva? Aș dori o dată. O farfecă. Știi acum, asta parcă e talpă de pantofi. Dacă vrei așa ceva, am eu niște bocanci îndebarate. Îi dădeam pe aia să-i fierbi. Nu poți nici să amestec. A fost cam bătrân vițelul ăsta. Da, vițel bătrân. Oh, dar vițelul n-are nici o hienă, că eu am stat, tu l-am hiertănuat la minunii toată zulica de astăzi înainte să-l bag la cuptior, mitielul de el. Auzi? Eu înțeleg că tata ține dietă și trebuie să mănânce vită și salată și așa, și că doamna acela aranjează totul, dar frate, cu mine ce ai avut? Dar ține toată casa regim, domnșoară. Păi da, așa o zis doamna și ela, pentru că poalim brâu, lasagna, nu spune. Spune-mi pe viitor doamna Serghie, da? Serghei? Doamna Cela, spui la coafeză. Nu pot, doamnă, să vă zic așa, pentru că pe coafeza mea, că am și eu o coafeză, o cheamă cu... Aina! Ia uite-te, avem un safir. Bună seara! Bună seara! Măi, magica, du-te, mai o bucățică, două din friptura asta minunată, du-te și pune la masă, că uite, avem un safir. Mai am, domnul, și cum să nu? Da, domnișoara, cine e? Tata, avem ceva de discutat între patru ochi și e important. Fabrizio. Nu sunt trădător, Fabrizio. Santa Madonna mi-e martor. M-a
mafie, cel mai important e să ai onoare. Iar eu am învățat. Am înțeles bine lucrul ăsta. Iartă-mă, vorbesc de atâta timp în română. Nu te preocupare, comprend dorul meu. Cuvântul pe care l-am dat lui Don Tito valorează mai mult decât viața mea. Più che la vita di questo bambino? Tito e singurul pentru care mi-aș călca cuvântul dat. El e speranța mea. N-am trăit degeaba. Ai calca, ai trada pentru Tito? Ei, Paolo? Da. La a doua zi m-aș sinucide ca să nu-mi fie scârbă de mine. Fabrizio, mă uit în ochii tăi și îți repet. Nu am nimic de ascuns. Poți să transmiți asta familiei. Ma io ti credo. Fratello mio, ti credo. E non sono venuto nel nome della famiglia. Don Tito non sa dove sei. Crede che sei nascosto in Canada o America. Don Vito ti cerca. Antonio ha detto solo a me dove sei. Così, se vuoi, mi puoi ammazzare. Ma come credi che potrei fare una cosa del genere? Io lo so. Ho sempre avuto fiducia in te. Per questo sono qua. Ce ești așa tensionat, doctore? Relaxează-te. Tensionat deloc. Nu? Nu. Doar că nu aveam un aparat de luat tensiunea sus. Hai, hai, Miro. Hai să vorbim. Nu place. Deci, Dina. Dina, sper că fata aia poartă costum de carnaval, nu-i așa? Nu, Fefe, Smeralda e din șatra lui Codruț și trece printr-o perioadă foarte grea. Auzi, mă? Smeralda. Cel mai frumos, parcă am fi în Cocoșatul de la Notre-Dame, dar unde o fi Cocoșatul? Smeralda o cheamă. Nu mai bate șoc. A nici 12 ani fata aia a fost violată. Ce s-a întâmplat? Bun. Bun. Înțeleg, e foarte trist. Serios, e foarte trist. Mai că noi nu suntem adăpost social, da? Și, mă, ce Dumnezeu, Inațu, nu te gândești la tata? Vii așa imediat și... Care tata, mă? Eu sunt aici, ce vorbești în numele meu? Ce s-a întâmplat? Tu nu înțelegi că dacă sora ta a făcut gestul ăsta, înseamnă că e o situație specială. Uiți că ea se pregătește să devină pediatră. Tata, este țigancă? Și ce dacă e țigancă, mă? Cumnatul tău nu e țigan? Și-a mai văzut eu niște țigani pe plasmă. Lasă-mă pace. Tu nu înțelegi că e o situație specială? Ce-a pățit fata asta? Fost violată, tata. Și mai rău decât atât. A rămas însărcinată și a trebuit să facă un avort. Bun, ce lume. 12 ani. Bun, trăim într-o lume care mă se face... Și ce am pus să înțelege? Cum să nu înțeleg mie din așa ceva? Cât rămâne la noi? Câteva zile. Te rog. Bine. Mai încet, mai încet. Deci tu ești ginerele lui Gigi, da? Da, celebru ginere țigan. Da, scuză-mă, eu sunt judecător și în general am de-a face cu... Da, cu țiganii infractori, știu. Asta e situația.
n-avem de ce să ne ascundem, nu? Da, să știți că sunt și țiganii academicieni și doctor academicieni. Și... Sunt convinsă. Scuză-mă. Dar... Am spus ce nu trebuie, da? Mersi. Măi, stai, gata. Atenție ce vă spun eu. Esmeralda rămâne la noi. Esmeralda, fără e. Cum vrei tu, doctor? Așa e numele ei. Da. Cum vrei tu și după aia mâncați, că eu mă retrag sus să-mi văd de sănătate, că sunt un perat. Vin și eu imediat. Noapte bună, tată. Și-ți mulțumesc! Cam și noi? Mai încet. Ăsta e bancomat. Și e plin de bani. Sigur. Dar maestre, ce facem acum? Îi cântăm să iasă afară? O să-i punem un ziar în față. Sperăm să-i se facă rău și să vomite bani. Da. Ai camera? Da, ai camera. Am greșit, iartă-mă! Mi-a luat amprentele acum aici. Nu mă lași să-mi vedeți. Lasă-mă să cânt. O să să anulăm camera. Nu, 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 ce vrei, ce? Păi, unul la mână, că nici măcar nu ajungi până acolo, cât e grav ce ești, și doi la mână, deci de fiecare dată trebuie să folosești violența. Ia putu! Eu nu cred că mai. Că ce i-ai vândut? Don Tito crede la stessa cosa? Ba, questo non lo so. Non posso parlare nel nome di mio padre. E neanche nel nome di tuo fratello? Sicuramente. Grazie, fratello mio. Stai, Sì, sì. Rosa! Rosa! Da! Vino urgente in casa! No, no. Hai, hai, ia-l. Ia-l, culcă-l, hrănește-l. Hai, ce stai? Hai, mișcă! Nu pistolul, copilul. Hai, hai. Du-te, culcă-l, hrănește-l. Auzi și... După aia zi-i lui Regina să ne facă ceva să mâncăm și noi. Ai înțeles? Nu, 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 grație, grație, grație. Nu, Ivane, mangiare cu me? Nu, 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 nu pot. O, qualcosa a fare. Afari. Fabrizio, ti prego, aiutami a andare a Don Tito. Abbiamo tutto il tempo. Grazie. Grazie. Salut! Ciao!
Bellissimo. Grazie. Rosa. Rosa. Desviado por um momento. Eu juro que eu não estou mais nas nenhuma data segura. O que? O mais que eu parei de não? Não. Vou ter por aqui.